Voluntari de la Crucea Roșie din Germania au făcut o nouă vizită la Medgidia. Au adus cu ei un nou transport de mobilier și bunuri pe care le-au donat spitalului municipal din localitate. Paturi, lenjerii pentru patru saltele, canapele de consultație, tărgi, saltele pentru copii, lenjerii pentru spital, pentru paturi și îmbrăcăminte pentru personalul medical, medic, asistentă, infirmieră, operatoare de curățenie. Reprezentanții Spitalului Municipal din Medgidia nu au rămas impasibili la gestul voluntarilor nemți. Pentru ei, toate materialele oferite sunt binevenite și mai ales necesare. Reprezintă un ajutor foarte mare pentru că știm bugetele cum sunt pe spitalele în țara românească și atunci reușim să degrevăm, să folosim banii în alte locuri în spital, în medicamente, în materiale, unde este nevoie. Este pentru a patra oară când Crucea Roșie din Germania vine în sprijinul unității spitalicești de la Medgidia.